Băi, fiți atenți, regula de bază, nu căutați pe net, ascultați doar ce vă spun eu. Deci, se dă o problemă de logică. Îl avem pe un tip numit Chioru, care într-adevăr e Chior, e orb, da? Nu mai vorbesc urât, bine. Este un domn cinstit și veritabil, care din păcate este fără un anumit simț, și anume vederea. Îl cheamă domnul Chioru. Și bine, nu fac catering de oameni cu probleme, na. Asta e, în fine, omul nu vede. Și din greșeală a aterizat pe o insulă pustie, singur, mai de capul lui. A naufragiat. Și are 4 pastile la el. 2 roșii și 2 albastre. Aceeași formă, același gust. Și trebuie să ia o pastilă roșie și un albastră pe zi ca să nu moară. Musai un albastră și una roșie. Țineți minte, omul este orb, da? Am ratat ceva? Deci, orb, insulă pustie, 4 pastile, 2 albastre, 2 roșii, trebuie să ia 2 pastile pe zi, un albastru, una roșie. Și dacă ia 2 diferite sau ia doar una, capul moare. Două la fel, da, nu, dacă ștergem, reluăm. Păi oricum moare, că trăiește doar 2 zile cu pastilele alea. Cine le salvează în 2 zile? Aha, e magie neagră. Am înțeles. Ce s-a întâmplat aici? Un șențuleț. Așa, deci, revenim. Un orb, o insulă pustie, 4 pastile. 2 roșii, 2 albastre. Și trebuie să ia 2 pastile diferite pe zi ca să nu moară. Cum face asta? Aștept răspunsurile în unde? Pe pagina de Facebook sau Instagram. Bine, pe Instagram. Și aștept comentariile în secțiunea de comentarii. Comentarii, aștept răspunsurile în secțiunea de comentarii. Ha, să văd cum vă debitează mintea. Pe un deal era o cizmă. Adrian, copilul minune, a murit spânzurat din ghiocel. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over.